O asistentă TV spune că trăiește clipe de coșmar. Este vorba despre Simona Trașcă. Ea, de altfel, a depus și o plângere la poliția asta după ce un bărbat ar fi făcut o obsesie pentru ea și a început să o urmărească peste tot. Prin ce trece vedeta, ne spune Cristina Anton. Cristina. Găsit, Simona Trașcă susține inclusiv faptul că este frică pentru viața ei, pentru că primește inclusiv mesaje de amenințare cu moartea. Bună, Simona, ia spune-ne care e situația. Înțelegem că ai depus plângere la poliție, se rezolvă ceva? Ce să se rezolve? Trăim într-o țară în care se așteaptă să fii agresată, după care o să-i facă ceva. Asta este situația. Eu simt că oricând poate să-mi dea cu ceva în cap, să bage cuțitul mie. Din moment ce a aflat unde stau, știe scara blocului, mă așteaptă. Nu pot nici eu la nesfârșit să stau închis în casă pentru el. Hai că ziua ies și nu mi-e frică chiar așa, dar seara, da, mi-este frică. Dacă vezi, aleea este întunecată noaptea și... Cine e omul acesta? Te-ai văzut vreodată cu el? Te-ai întâlnit? Îl cunoști? Ne-am întâlnit decât la televizor, pentru că el a mințit ceva foarte urât de mine, doar ca să mă poată vedea în realitate. După ce m-a văzut în realitate, a făcut o obsesie și mai mare. Asta se întâmplă de ani de zile. Și a făcut tricouri cu imaginea și cu numele meu și le-a purtat. Și a făcut, nu știu, a scris pe mașină o Trașcă foarte mare pe tot parbrizul, pe tot din spate, și așa umbla cu el. Ce să zic, că ultima oară a venit la mine la bloc, mi-a dat filmare din fața blocului că a aflat unde stau și că el nu pleacă. N-a plecat într-adevăr 2 ore și ceva și am chemat un echipaj de poliție, a venit poliția, de față cu poliția a zis că da, el recunoaște că a zis că mă omoară și își asumă. Deci a zis că te iubește, dar și că te omoară dacă nu vrei să fii da, cu el. Da, pentru că nu vreau să fiu cu el, nu vreau sub nicio formă, eu nu vreau să-mi treabă cu băiatul ăsta, n-am ieșit viața mea cu el la un suc și nu vreau să-mi treabă cu el orice ar face, poate să mă și omoare. Aia e, măcar să-l bage poliția după aia la pușcărie, că văd că înainte nu știu, nu se poate lua nicio măsură momentan. Am făcut plângere, am stat la poliție o grămadă de ore și aștept și eu să văd ce se va întâmpla. Ți-a trimis inclusiv mesaje de amenințare. Clar, scrise că mă omoară, că voi fi executată în stil mafiot, că voi fi cu el de bună voie sau... Nu, din astea, la ordinea zilei, adică, ba, îmi zice că mă iubește și așa, că vede că nu vreau să... îi dau apă la moară, mă ia cu amenințări. Mulțumim, așadar rămâne de văzut cum va rezolva Simona Trașcă această problemă. Cert este că, iată, de o bună perioadă de timp este amenințată de un bărbat necunoscut.